New FM, Radio New FM, Radio New FM. Ritmul alese pentru ce alegi. Îmi spunea o fată, că, acum câteva zile în urmă, că în timpul săptămânii a ascultat și ea Radio New FM și m-a întrebat dacă este cică un radio religios. Bănuiesc că ea a văzut doar video-ul ăla cu Cedric, cu interviul lui Cedric despre Biserica Ortodoxă și de asta și-a făcut ideea asta. În fine, îi răspund ei că deși poartă numele unui sfânt, nu este neapărat un radio strict religios. Că facem, pune și muzică de petrecere, avem și muzică comercială și hituri de radio, dar facem totuși și ceea ce ar trebui să facă toți, în orice domeniu ar fi ei. Adică vorbim și despre adevăr. Adevărul că noi suntem veșnici, că nimeni nu este nemuritor și că ne așteaptă pe toți, bineînțeles, o judecată la sfârșitul vieții. Atunci, beata fata a rămas într-un fel așa cam copleșită, să-i spunem, pentru că se uita la mine gen, băi, difuzați și muzică comercială și spune și despre Dumnezeu, ca și cum astea două lucruri nu s-ar împăca împreună, știi? Și spune, băi, cum să nu se împace una cu alta? De exemplu, uite la Connector, nu? Dă-te în dragostea mea, știți piesa, nu? A fost super hit, este super hit, bineînțeles, și chiar Connector spune că s-a inspirat pentru titlul ăsta, s-a inspirat părintelui Cleopa, care spune, dar dragostea în voi, de fapt, spune, mâncava raiul și mai are și a treia strofă Connector, în care spune, cântăm corinteni, că fără dragoste am fi nimeni. Păi, corinteni ce este? Corinteni este cea mai frumoasă definiție de dragoste pe care a scris-o Sfântul Apostol Pavel, având în vedere că toți suntem în postul Sfântului Petru și Pavel, am presia 13, Corinteni 13. Sunt în fine o grămadă de hituri și acum nici nu mai stăm să le spunem și Marius Smog, acum ultimul hit care l-a făcut pe barba mea cu înțelesuri, să spunem așa, subliminale, dacă putem spune așa. Deci care vorbesc despre dragoste și în același timp dacă vorbesc despre dragoste, vorbesc și despre Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Problema care este? Problema este că acum, în zilele astea, nu mai este într-un fel, să spunem așa, la modă să vorbești despre Dumnezeu. Mai ales ei ca artiști. Deci zici, măi, vorbește asta, râd fanii, deci nu te mai ascultă nimeni. Deci ei nu pot într-un fel să se adreseze sau nu vor să se adreseze chiar în adevăratul sens. Pentru că chiar Connector spunea, dacă un puști din 10 ascultă mesajul ăsta sau se interesează despre cine este Corinteni, eu sunt mulțumit de ceea ce am făcut și de ceea ce am scris. Și chiar mă gândeam, măi, trebuie ceva totuși care să instige pe om, să-i rămână o întrebare, măi, despre existența Domnului sau nu. Și ieri la predică, ieri care a fost duminică, părintele Ioan de aici, de la Civita Vechea, spunea despre un reportaj care povestește mărturia unui tânăr care a fost victima unui grav accident. A stat 15 zile în comă, medicii nu-i dădeau nicio speranță, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și-a revenit acest tânăr. Este un reportaj mai lung, gen de o jumătate de oră, îl puteți găsi pe YouTube, o să punem noi link-ul cu tot reportajul, dar noi l-am scurtat într-un fel, ca să-l putem difuza aici la radio, ca să-l puteți asculta și voi. Am luat părțile, să spunem, cele mai esențiale. Hai să vedem ce are de spus sau ce mărturie ne aduce acest băiat, acest tânăr. V-ați întrebat vreodată dacă există Dumnezeu? Câți dintre voi credeți că există, dar câți dintre voi l-ați simțit în viața voastră? Astăzi o să cunoașteți un bărbat care și-a răspuns în primul rând sieși cu da la toate aceste întrebări. Mi-a mărturisit cu ochii în lacrimi că da, Dumnezeu există, că da, l-a simțit pe Dumnezeu. Ba mai mult, zice că are și o dovadă materială care demonstrează că a fost atins la propriu de Dumnezeu. Vă mărturisesc că povestea lui Marius este una dintre cele mai impresionante povești pe care le-am auzit în viața mea. Și este reală. Până în urmă cu 2 ani, Marius a avut o viață normală. În octombrie 2011 a fost victima unui accident cumplit de mașină. Ca să vă faceți o idee, un tir de 30 de tone a intrat în plin în autovehiculul pe care îl conducea. Marius a stat 15 zile în comă, timp în care medicii nu i-au dat nicio șansă. Puterea rugăciunilor iubitei și a prietenilor au făcut să se întâmple un miracol. Marius și-a revenit. Însă toată lumea a început să cunoască un alt Marius. Și lui îi place să spună că de fapt atunci s-a născut și că acum are doar 2 ani.
De ce crede Marius că accidentul a fost cel mai bun lucru care i s-a putut întâmpla? Ce a văzut și ce a trăit în timpul comei și ce vrea să transmită omenirii? Haideți să vedem! Aș vrea să-mi povestești acum ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani. Ce ți-a schimbat viața? Am avut un accident auto. Cum s-a întâmplat și unde? În Târgu Jiu Motru, zona aia. Dar accidentul ăsta pentru mine a fost cel mai frumos lucru după pământul ăsta care mi s-a întâmplat. A fost dureros, rău. Adică dar la final am rămas cu tije, picioare rupte, mână ruptă. Deci nu puteai să vorbești, aveai... Ca să mă înțelegi, îmi puneai degetul după gaura asta ca să scot pe gură sunetele. Eu le scoteam pe aici. Deci ai fost foarte grav. Foarte grav. A avut traumatism craniocerebral, traumatism toracic, fractură de humerus și fractură de tibie și peroneu. În momentul în care era în comă, el trebuia să fie operat, dar nu se putea din cauza comei și trebuia să așteptăm să iasă din comă. Am așteptat. Au fost zile îngrozitoare care a trebuit să stăm și să așteptăm pur și simplu să ni se dea o veste, să ni se spună. Mă rugam la toate biserice. Am fost la Biserica Cernica, la Mănăstirea Cernica, Negru Vodă, la Sfântul Nectarie, am făcut chiar și Sfântul Anton, am fost la Letca Nouă și mult la Biserica de la Răzoare, în care am zis, Doamne, singurul care poate să mă ajute aici este Dumnezeu. Într-adevăr, așa a fost. M-a rugat foarte mult, foarte mult, enorm, zi și noapte. Nu știu dacă în perioada asta mi-am putut permite să închid ochii, pentru că mi-era frică să-mi și imaginez cum ar fi viața fără el. Acolo, în coma asta, eu vedeam tot, dar nu pe lumea. Lumea nu știe și nu o să mă facă nimeni acum. În pământ, cu tremurele. Și așa că văd la televizor și mă încruce și mă închid. În pământul nostru e iadul. La fundul pământului e iadul. Dar lumea nu știe. Mai jos de iad e Ghena. Îți dau un exemplu lumesc, să spunem. Eu fac curăț de telefon și o arunc la Cluj, la Gunul. Și se duce aminte după aia, unde am aruncat factorul la Gunul. Te duci în gunoi, o găsești și o băi, ce bine că am găsit. Dar dacă aruncai gunoi la Ghena, nu mai găseai nimic. Adică o să fie o grămadă de lume care o să-și dorească iadul. Pentru că în iad te mai scoate, poate scoate femeia. Da, femeia. Că e singura în momentul ăsta de la lui care te poate scoate. Cu rugăminți, cu lacrimi. Mama, sora, nevasta. Primele lui cuvinte a fost așa. Cred că Dumnezeu mi-a dat cel mai frumos cadou, accidentul ăsta. Mi-a fost foarte frică că n-am să te mai văd niciodată. Am încercat să-l liniștesc, să-i spun că totul va fi bine, că va fi bine. Camei zice, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am redeschis ochii, dar îi mulțumesc și mai mult lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a arătat ce înseamnă să faci prostii în viață. Accidentul ăsta e cel mai frumos lucru de pe pământ care a putut să mi se întâmple. Da, pentru că în accidentul ăsta am simțit pe Dumnezeu, am văzut pe Dumnezeu. Lumea nu știe, zice că, mamă, sărac. Pe o tată, de sub prașa, un nor, bă, ceva, nu știu exact. Și un chip, nu, ne mai văzut. Ceva extraordinar de frumos. Și eu nu puteam să vorbesc. Că eu vreau să zic, Doamne, eu, că să ajung și eu acolo. Nu puteam un pas, să fac un pas. Și ziceam, cât de rău să fiu. Nu pot acolo să ajung. Păi, lumea, rai, a văzut rai. Ce eram eu, mă, sfânt, unde mă născuse, făcusem mai bine pe pământ. Casa, nu era judecat, nu era nimic. Ce vedeam eu frumos, ăla era iadul. Pentru că îți făcuse, mie îmi făcuse satana în fața, iadul îmi făcuse ceva foarte frumos. Ca să mă pot duce, ca să vreau să mă duc, ca să zic că am murit Marius. Ce a făcut? Asta, 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 asta.
nu postul, nu nimica, nu Dumnezeu, nu... Zice, la mine, Doamne, că n-ai ce să... Și Dumnezeu mai mi-a dat o șansă la viață, că vedea că pe pământ era cineva care plângea, deci ar fi dat viața ei, că ar fi nevasta mea, a zis la un moment dat, îmi donezi eu ceva să pot să-l salvez. Și s-a rugat la Dumnezeu cel mai puțin. A zis la Dumnezeu, dă-mi, Doamne, cum vrei tu, în cărucior, cum vrei, ca să vedeți cum e pădos. Și m-a dat, uitați-mă, că vorbesc, nu vine să cred, ne înțelegem. Cum eram, m-a dat așa. Dacă spunea, dă-mi-l, Doamne, înapoi, să joace fotbal, să fie ca înainte, e invers. Mă dădea în cărți, doar să deschid ochii. Eu, într-adevăr, înainte până accidentul lui, eu am fost mai credincioasă. Și mi-a făcut foarte urât. A zis că înseamnă că am înnebunit dacă începe lui să-i citesc de-astea. Adică nici nu vrea să audă. Era și el credincios în felul lui. Credea, dar nu, adică la modul... Dacă i-ar fi spus cineva, domnule, trebuie să ne citim o rugăciune, să mergem la biserică, niciun caz. Satana, diavolul, e pe pământ la noi, e sub noi, că omul e pus deasupra. De-aia sunt cutremure, îl lasă să ne atenționeze, ca să se sperie lumea să vină la credință. Ploaia e sângele sufletului. Dumnezeu mi-a spus, dovada faptului că ai fost la mine, cum ar veni să spunem în lumea noastră o vorbă, și-a pus ștampila. Zice, uite, dar vei fi cu lui, vei fi mai departe. Mi-a pus pe piciorul stâng, unde m-a uitat cine, nu? O cruce, aici. Da, ce interesant. Deci e o cicatrice în formă de cruce. Cicatrice, da. Și dacă tu ai arătat-o la cineva, ce ți-au spus oamenii? Ce au zis? Nu, te mă, că e de la... Mai avut tije aici, ți-a scos-o și e de la operație. Și am tăcut. În momentul am tăcut. Eu m-am arătat asta. Că nu puteam să țin. Mă lăudam și eu. Dar mă lăudam cu Dumnezeu. Și lumea spunea că pleacă, mă, că e de la... Dar lumea nu știe visul. Dumnezeu este mila întruchipată. Faptul că mă auzi la cineva, nu mai să facă o minuni. Minuni în fiecare zi, faptul că ne trezim dimineața noi, la cât de răi suntem și la cât de departe de Dumnezeu și de biserică, e minune că ne trezim dimineața. După ce am ieșit din spital și am rugat pe domnul doctor Manduș să le mulțumesc, mi-a spus așa, dacă ar fi cineva să-i mulțumesc, nu suntem noi, este Dumnezeu. Acolo ar fi singurul loc unde să te duci să mulțumești. Din punct de vedere medical, noi am făcut tot ce se poate. Dar faptul că el a deschis ochii e numai de la Dumnezeu venit. Marius, vreau să te întreb ce-ți mai dorești în viața asta și dacă ai de transmis un mesaj simplu pentru cei care se uită acum la tine. Îmi doresc să audă lumea, toată lumea, toată suflarea pe pământul ăsta, că l-am văzut pe Dumnezeu. Că există Dumnezeu. Nu vreau să... Adică există Dumnezeu cum ne uităm noi unul la altul. Să nu spună că noi nu ne-am născut din vier sau în mormăloși. Există Dumnezeu. Asta vreau și să învețe lumea măcar să se închine. Radio New FM. Radio New FM. Ritmuri alese pentru cei aleși. New FM.